Așa că să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Apocalipsa, capitolul 21. Apocalipsa, capitolul 21. Haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Citim doar 4 versete, de la versetul 1 până la versetul 4. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, ne plecăm înaintea ta și îți mulțumim pentru că în lumea aceasta suntem plini de speranță. Chiar dacă uneori trecem prin momente grele, chiar dacă uneori avem parte de întrebări fără răspunsuri, Doamne, totuși știm că Tu ești Dumnezeul nostru. Ești Dumnezeul nostru aici și, Doamne, ești Cel care vei rămâne Dumnezeul nostru și dincolo de lumea aceasta pe care noi o vedem. Și în lumea invizibilă Tu ești Dumnezeul nostru. De aceea, Doamne, ne plecăm înaintea Ta în dimineața aceasta și Te rugăm așa de mult să deschizi cuvântul acesta în fața noastră. Te rog să ne ajut să-L putem pricepe și, Doamne, Te rog, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de fiecare dintre noi. Doamne, avem nevoie să vedem încă o dată măreția Ta, frumusețea Ta. De aceea, Doamne, coboară în mijlocul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre cât de minunat este cerul. Pentru că, iată, în lumea aceasta pe care o trăim, în lumea aceasta vizibilă, care este așa cum o cunoaștem noi, cu bucuriile ei, cu durerile ei, în lumea aceasta în care uneori avem parte de o fericire atât de mare, iar apoi, dintr-o dată, parcă necazul ne lovește atât de mult, în lumea aceasta este important să ne gândim că undeva dincolo de lumea aceasta există o altă lume pe care Dumnezeu a creat-o. Și această lume este cerul lui Dumnezeu. Acum, când vorbim despre cer, părerile sunt de obicei foarte împărțite. Pentru foarte mulți, cerul pare a fi doar un mit, o poveste. Când te uiți la generația din secolul 21, cu tot avansul tehnologiei, cu toate lucrurile care s-au întâmplat în timpul vieții noastre, oare nu este cumva primitiv să te gândești că există cer? Oare cerul nu este așa doar o poveste pe care să o spunem în anumite momente, să le spunem poate copiilor sau să ne o spunem unii altora când trecem prin momente mai grele sau dificile, cum este momentul acesta pe care îl experimentează Flaviu și familia lui. Nu este cerul așa doar ceva de domeniul trecutului, inventat poate de oamenii care n-au fost așa de inteligenți, credem noi, cum suntem noi astăzi, sau nu au avut parte de atât de multe gadgeturi de câte avem noi astăzi. Este un teolog ateu, de altfel, pe nume Barth Ehrman, și omul acesta spunea la un moment dat, când vorbea despre moarte, că frica de moarte, zicea el, m-a încleștat ani la rând și încă există momente când mă trezesc noaptea acoperit de o transpirație rece și mă gândesc la moarte. Mă gândesc la lumea de dincolo, dar cred că nu doar el, fiecare dintre noi. Mai ales pe măsură ce înaintăm în viață, când ești tânăr, moartea pare a fi undeva așa departe, la polul nord, extrem de departe de tine. Dar pe măsură ce trec anii și când îți dai seama cât de repede trece viața aceasta, cât de repede trec anii și cât de mult te apropii de plecarea ta din lumea aceasta, nu e așa?
că începi să te gândești mai mult, oare ce este dincolo, oare cum este, te trezești de multe ori în transpirațiile rece ale nopții și te gândești că oare de ce există în lumea aceasta, oare ce se întâmplă cu cei care pleacă din lumea aceasta. Un psihoterapeut cunoscut din Statele Unite, Erica Comisar, o femeie care de altfel, așa, nici ea nu crede în Dumnezeu, a fost întrebată cum să se raporteze și ce să le spună copiilor despre cer. Cum să vorbesc copilului meu, întrebat-o cineva, despre moarte, dacă eu nu cred în Dumnezeu și în cer. Și răspunsul ei, știți care a fost? Mintei. Spunea ea, spune-le copiilor că există cer, pentru că adulții pot să proceseze ideea aceasta că într-o zi pleci din lumea aceasta și te transformi în nimic, dar pentru copil este greu să proceseze o astfel de idee și atunci cel mai bine este să-i minți pe copii, să le spui că de fapt există cer, există rai. Și când vor crește ei mari, își vor da seama că de fapt totul este doar un mit și este doar o poveste. Și vă zice, așa gândesc oamenii care trăiesc fără Dumnezeu. Dar C.S. Lewis spunea la un moment dat că nu doar ei, ci și creștinii, spunea el și îl citez, numai când creștinii au încetat în mare măsură să se mai gândească la lumea viitoare, numai de atunci încoace au devenit atât de ineficienți în lumea aceasta și spunea el, țintiți spre cer și pământul vă va fi dat pe deasupra, țintiți spre pământ și nu veți primi nici pământul și nici cerul. Oare există cer? Oare există speranță pentru noi când plecăm din lumea aceasta? Oare ce spune Biblia aici nu este doar un mit? Doar o poveste frumoasă pe care ne-o spunem ca și copii și pe care o credem într-o oarecare măsură atunci când creștem, dar de fapt totul este o poveste? În urmă cu vreo 2 ani de zile, când am vorbit pe subiectul acesta, am invitat să vină la biserică, la BBSO, în Oradea, o prietenă, o doamnă avocat, care a venit și a participat la program și de obicei ea nu merge la biserică. Și a venit la final să îmi spună cum i s-a părut ei întâlnirea noastră. Și mi-a spus, când te-am auzit despre ce încep să vorbești, efectiv mi-a părut rău că am venit să-mi pierd vremea aici. Pentru că poveștile astea, zice, despre cer, despre rai, despre ce credeți voi aici, zice, m-am bucurat totuși că am ascultat ceva muzică, dar inițial, zice, când am auzit că încep să vorbesc despre subiectul acesta, efectiv mi-a părut rău, dar apoi, zice, să știi că am fost pusă pe gânduri. Eu mă bucur, zic, că e Duhul Domnului care e acolo în viața ta și zic eu că te pune pe gânduri. Și n-aș vrea doar să fim puși pe gânduri astăzi, ci aș vrea să ne deschidem inima și ochii și perspectiva cu privire și la lumea aceasta, dar și la lumea de dincolo. De ce credem noi că cerul nu este doar o poveste? Pentru că, dragilor, existența lui Dumnezeu presupune și existența raiului. Cei mai mulți dintre cei care suntem aici credem într-un fel sau altul că Dumnezeu există. Chiar dacă poate suntem de credințe diferite sau venim din biserici diferite, cei mai mulți dintre noi credem că Dumnezeu există. Vezi ce, dar Cristi, eu sunt aici și nici măcar în existența lui Dumnezeu nu cred. Cum să cred în existența cerului sau a raiului? Adevărul este că îți trebuie mai multă credință, zic eu, să crezi că lumea aceasta a provenit din nimic, decât să crezi că lumea aceasta are un creator și în spatele acestui univers există un creator, există un Dumnezeu despre care noi credem, așa cum spune în Geneza 1:1, că la început Dumnezeu a făcut ce? Cerurile și pământul. Și observăm că cerurile este un cuvânt care nu este la singular, ci este la plural. Ce înseamnă lucrul acesta? Că sunt 3 ceruri pe care noi le vedem. Cerul pe care îl vedem ziua, cerul pe care îl vedem noaptea. Și interesant este că noaptea vedem mai departe decât ziua. Iar apoi există un al treilea cer pe care nu îl vedem, dar despre care Biblia vorbește și este cerul, este raiul lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu este creatorul acestui univers,
că lumea aceasta n-a provenit din haos, n-a provenit din nimic, n-a existat o explozie. Îți trebuie mare credință, nu e așa, să crezi că au existat două molecule, s-au ciocnit una cu alta și din haos, până la urmă, s-a născut o lume atât de complexă și atât de ordonată. Am o întrebare și nu o să vă rog să ridicați mâna, dar întrebarea mea este următoarea. Câți dintre voi, când ați plecat în dimineața aceasta de acasă, n-ați apucat să lăsați totul în ordine? Și în urma voastră poate că a rămas un mic haos, nu mare, așa, mic. Uitându-mă la voi aici la Sibiu, toți păreți a fi foarte ordonați. Și mi-este greu să-mi imaginez că vreunul dintre voi a lăsat acasă dezordine sau haos în urma lui. Dar imaginează-ți împreună cu mine că totuși s-ar întâmpla să rămână un pic de dezordine, să rămână poate niște vase nespălate în chiuveta din bucătărie, să rămână niște haine aruncate prin cameră. Câți dintre voi sperați că în timpul acestui program, la voi acasă, se va produce o explozie și în urma acelei explozii totul va fi ordonat când veți ajunge acasă? Și totul va fi pus la loc. Unele surori se gândesc, Doamne, dă... Că atunci va fi și omul meu mai ordonat, nu? Dar, dragilor, zâmbim când vorbim despre astfel de lucruri și lucrul acesta este, nu-i așa, este puțin probabil. Noi credem că universul acesta nu a apărut la întâmplare. Există un creator. Creatorul acesta este Dumnezeu. El a gândit universul. El a gândit universul acesta în toată complexitatea lui și am putea să vorbim mult pe subiectul acesta, dar... Dar gândiți-vă doar la lucrul acesta, vă dau un simplu exemplu. Pământul nostru se deplasează chiar acum cu 30 de kilometri pe secundă. Asta este viteza de deplasare. Asta înseamnă, pe românește, 12.742 de kilometri în 7 minute. Eu zic că e destul de rapid, nu-i așa? Destul de repede. Și cum ar fi să știi că ești în lumea aceasta, într-un univers atât de ordonat, dar care n-are absolut niciun fel de șofer, între ghilimele? Când te gândești doar la asta, în urmă cu mai mulți ani am fost invitat să merg în... am povestit puțin cu Radu legat de asta, am mers în Coreea de Sud. Mers, am predicat la o biserică acolo și ei au fost așa foarte amabili cu mine, cu prietenii cu care am mers acolo. Și la un moment dat ne-au întrebat ce ne-ar plăcea nouă să facem în timpul scurt. Am stat doar vreo 3-4 zile. Ce ne-ar plăcea să facem în timpul scurt cât stăm acolo? Și i-am zis, uite, o dorință pe care o am ar fi să mergem până la granița cu Coreea de Nord. Aș vrea să fiu foarte, foarte aproape de Coreea de Nord. Și au zis, bun, foarte bine, uite, avem pe cineva în biserică ce vă poate duce într-o după masă să mergeți și să vizitați granița cu Coreea de Nord. Și ne-au pus în legătură cu un frate din biserică, un om foarte simpatic, îmi pare rău că n-am aici o poză cu el să vă arăt, doar că omul nu vorbea o boabă engleză, dar nici noi nu vorbeam o boabă coreană. Așa că la finalul zilei ne-a durut pe toți mâinile de atât a vorbit. Dar ne-am urcat la el în mașină. Avea o mașină frumoasă și era în anul 2019. Atunci încă erau destul de noi mașinile acestea care se conduc singure. Dar avea o mașină care putea să o pui pe autostradă, pe pilot automat, mergea singură. Și era tare mândru de mașina lui. Și nu știa să vorbească cu noi, dar ne-a arătat. Zice, uite, după ce am intrat pe autostradă, au pus mașina pe pilot automat, a luat mâinile de pe volan și zice, uite că merge singură. Și am fost impresionați. Doar că, la un moment dat, omul era foarte obosit și a adormit. Deci a adormit așa la volan, eu eram în față lângă el, mai eram cu încă un prieten care era în spate și zic către prietenul meu, Vlad, zic, acum ce facem, îl trezesc sau lasă doarmă? Că zic, nici cum nu-i bine. Zice, nu-l trezi, zice, lasă-l să doarmă, dar zice, tu fii atent și ține mâna pe volan dacă, Doamne păzește, se întâmplă ceva. Puțin a sfărăit, n-a dormit mult, după un minut s-a trezit, părea destul de fresh după ce s-a trezit și a continuat să conducă, dar în secundele acelea în care omul era efectiv cu ochii închiși și nu știam ce să facem, să-l trezim, să nu-l trezim, am avut așa un cumplit sentiment de nesiguranță, pentru că nu-i nimeni la volan. Dar
Cum ar fi să trăim în lumea aceasta, în universul acesta și să crezi că, de fapt, Dumnezeu nu există și totul este la întâmplare și nimeni nu este la volanul acestui univers și totul este întâmplător, totul este cum se nimerește, cum poți sau cum ai putea să ai o astfel de credință, că și aceasta este tot o credință la urma urmei. Existența lui Dumnezeu, noi credem că Dumnezeu există. Noi credem că lumea aceasta nu a apărut la întâmplare. Credem că universul acesta nu este condus de niște forțe impersonale. Nu vine din haos, ci există un creator. Creatorul acesta este Dumnezeul biblic. Și dacă noi credem în existența lui Dumnezeu, asta automat ne obligă să credem Geneza 1 cu 1, că la început Dumnezeu a creat nu cerul pe care îl vedem doar, ci cerurile și pământul. Deci cerul nu este doar un mit. În al doilea rând, mai există un argument pentru care cred că cerul nu este doar un mit. Nu doar existența lui Dumnezeu, dar învierea lui Hristos, pe care tocmai am sărbătorit-o în urmă cu 2 săptămâni. Iată că încă ne salutăm cu acest salut frumos: Hristos a înviat, și biserica răspunde: adevărat a înviat. Dar pentru că El a înviat, Pavel spune că învierea lui, el este cel care a înviat, cel din tâi care a înviat din morți, pârga celor adormiți. Asta ce înseamnă? Că într-o zi și noi vom învia. În urmă cu mai mulți ani, prin anii 90, s-a scos un film, se chema Flatliner sau Pe linia morții. Și destul de interesant conceptul filmului, să zic așa. Erau despre niște studenți la medicină care aveau curiozitatea aceasta să vadă ce este dincolo de moarte. Și s-au gândit ei să facă un experiment. Și au zis, hai să ne adunăm câțiva prieteni, studenți, și să ne oprim inima pentru câteva secunde și să vedem ce este dincolo de moarte, iar apoi să fim resuscitați și aduși înapoi și să povestim ce este dincolo de moarte. Așa că rând pe rând s-au vorbit între ei și și-au oprit inima unul altuia pentru preț de vreo 30 de secunde ca să vadă ce este dincolo de moarte. Un experiment, aș zice, totuși destul de morbid. Nu știu cât de mult au realizat ei, dar, dragilor, adevărul este că cineva a făcut nu un experiment, a făcut mult mai mult. Inima Fiului lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, a fost oprită nu 30 de secunde, ci 3 zile. A stat în mormânt, a trecut prin moarte, a înviat dintre cei morți, a biruit moartea, și învierea lui presupune și învierea noastră. Amin. Noi la Oradea așa ne și salutăm de câțiva ani cu ocazia sărbătorii învierii. Hristos a înviat, biserica răspunde: adevărat a înviat. Apoi iarăși mai spunem: Hristos a înviat și biserica răspunde: și noi vom învia. Pentru că nu poți să sărbătorești învierea lui Hristos fără să ai această siguranță a învierii lui Hristos, dar să ai și siguranța învierii tale, pentru că despre asta vorbește Biblia de la un cap la altul. Să nu vi se tulbure inima, spunea Hristos: credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu mine, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, slavă Domnului. Iată că învierea lui Hristos, cuvintele acestea spuse înainte de înviere, au valoare și au greutate tocmai datorită învierii lui. Și ceea ce spune Pavel în Romani 8:11: și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus, este un verset pe care eu îl iubesc din toată inima, unul dintre versetele mele preferate, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, slavă lui Dumnezeu. De aceea avem această speranță că într-o zi
și noi vom învia. Și într-o zi, cerul nu este doar o poveste, pentru că există această arvună, această garanție. El este pârga, este primul înviat și el ne oferă această, învierea lui ne oferă această garanție că într-o zi și noi vom învia. Dar apoi mai există un al treilea argument pentru care eu cred că cerul nu este doar un mit, și anume un argument scris cu mulți ani în urmă de C.S. Lewis, și anume tânjirea după ceva mai bun. Mă uit în dimineața aceasta la voi și la fețele voastre și îmi dau seama că unii ați experimentat multe bucurii în lumea aceasta, dar mulți am experimentat și multe necazuri și multă durere. Dar și cei care am trecut prin necazuri și cei care am trecut prin multe bucurii, nu e așa că la un moment dat, parcă în lumea aceasta există un gust, și indiferent de credința pe care o ai, deci nu trebuie să fii foarte bisericos, să vii la biserică să crezi asta, dar există în tine parcă un tânjet, o dorință după altceva, după ceva mai bun. Și n-aș putea eu să explic mai bine lucrul acesta decât în cuvintele pe care le-a spus C.S. Lewis, de aceea dați-mi voie să-l citez. Dorințele, spunea el, care se nasc în noi când ne îndrăgostim pentru prima dată. Vă amintiți cum a fost când v-ați îndrăgostit pentru prima dată? Vă aduceți aminte? Unii zâmbiți și vă bucurați. Alții vă amintiți și nu vă bucurați. Dar n-am ce face. Dar el spunea chiar și atunci când îți amintești și te bucuri. Deci, reiau citatul. Dorințele care se nasc în noi când ne îndrăgostim pentru prima oară, când ne gândim pentru prima dată la o țară străină. Noi locuim în Oradea, pe graniță cu Ungaria. Mi-aduc aminte, după ce a căzut comunismul, până atunci nu puteam să ieșim din țară și aveam 10 ani când părinții mei s-au dus pentru prima dată în Ungaria, în Bihar Keresztes. Și abia m-a așteptat să vină înapoi acasă, să ne spună cum este într-o altă țară, cum e viața într-o altă țară, și așa ne-am bucurat când au venit înapoi acasă și ne-au adus bomboane cu alune, din alea care stricau dinții. Acum trebuie să reiau din nou, dar nu mă mai întrerup de data asta. Deci, dorințele care se nasc în noi când ne îndrăgostim pentru prima oară sau când ne gândim pentru prima dată la o țară străină sau când abordăm pentru prima oară un subiect care ne interesează, sunt dorințe pe care nici căsnicia, nici călătoriile și nici învățătura nu le pot satisface cu adevărat, spune C.S. Lewis. Deci, cu alte cuvinte, oricât de frumoasă ar fi viața aceasta și oricât de frumoase sunt momentele acelea de fericire pe care le trăiești uneori, când ai trăit un moment din ăla care ai simțit că ești împlinit. Iarăși fac o mică paranteză aici. În urmă cu vreo 2 săptămâni, împreună cu Otilia și cei 2 băieți ai noștri, am mers într-o foarte scurtă vacanță în Italia și mi-am dus bicicleta cu mine și am avut dorința aceasta de mult timp să merg cu bicicleta într-un loc frumos în Italia. Și a plouat cât am ajuns acolo, dar apoi în ultima zi a fost soare frumos și mi-aduc aminte că am simțit așa un moment de bucurie, de fericire, de împlinire, mergând cu bicicleta pe malul, pe marginea lacului Garda în Italia. Și când m-am oprit după nu știu câți kilometri, m-am oprit într-un loc frumos și am comandat un espresso și am simțit că viața e frumoasă. Deci sunt și momente, poate nu trebuia să povestesc asta, dar sunt și momente, spune C.S. Lewis, când simți că parcă totul merge bine și totul e frumos în viață, dar zice el chiar și atunci, nu vorbesc acum despre ceea ce numim în mod obișnuit căsătorii nereușite sau călătorii nereușite sau cariere științifice ratate, vorbesc despre cele mai bune realizări posibile. Este ceva ce am întrezărit în acel moment de dor, ceva ce se pierde în realitate. Soția, zicea el, poate fi o soție bună. Hotelurile și priveliștile pot fi excelente. Poate să fie un domeniu foarte interesant de învățătură. Învățătura poate să fie un domeniu foarte interesant. Dar ceva ne-a scăpat. Și acum spune el un citat foarte cunoscut. Dacă descoper în mine o dorință pe care nu o poate satisface nicio experiență din lumea aceasta, cea mai probabilă explicație este că am fost creat pentru o altă lume.
Dacă niciuna din plăcerile mele pământești nu o poate satisface, aceasta nu dovedește că universul este o fraudă. Probabil că plăcerile pământești nu au fost menite să o satisfacă, ci doar să o stârnească, să sugereze lucrul real. Trebuie să păstrez vie în mine dorința după țara mea adevărată, pe care nu o voi găsi decât după moarte. Iată, prieteni dragi, poate noi n-am fost creați doar pentru lumea aceasta. Poate există ceva mai bun. Și tu știi că există în tine acea dorință pe care noi pastorii de atâtea ori îl numim un gol care există în viața noastră. Dar iată că golul acesta este acea dorință, acea tânjire după ceva mai bun. Când te uiți la viața ta cu bune și rele, cu necazuri și bucurii, și parcă știi că n-ai fost creat doar pentru lumea aceasta, să te chinui, să treci prin mormântări cumplite, să treci doar prin momente grele, să mergi la școală, să mergi la muncă, să trudești pentru o pensie mică, ci ai fost creat pentru ceva mai mult. Existența lui Dumnezeu, învierea lui Hristos, tânjirea aceasta după ceva mai bun, ne sugerează că parcă există altceva dincolo de lumea aceasta vizibilă. Există o lume după care fiecare dintre noi tânjim și avem în noi acest dor. Ai în tine această tânjire? Tocmai de aceea lasă-L pe Dumnezeu să îți deschidă inima înspre lumea aceasta, înspre cerul Lui, care este un loc atât de frumos, atât de minunat. Cum este cerul? Iată că în Apocalipsa 21:1 spune că apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Era noul Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Iată că cerul nu este doar o stare. Mulți cred că cerul este doar o stare. Iată că este un loc. Este un loc real. În Apocalipsa avem și un înger topograf care face măsurători. Nu poți măsura o stare decât un loc. Da? Sunt invidios pe topograf dacă sunt aici, că voi nu vă pierdeți slujba niciun cer. Dar nu vă amintiți când Ștefan este ucis cu pietre? La un moment dat, în pragul morții, când era acolo la granița dintre viață și moarte, ce spune Ștefan? Iată că văd ce... cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Iată că inima lui nu a fost oprită pentru câteva secunde, când deja vedea cerurile deschise, îl vedea pe Hristos stând la dreapta Tatălui. Iată că cerul ne este prezentat ca fiind un loc cât se poate de real. Deci nu este o stare, este un loc. Și ideea aceasta ar trebui să fie pentru noi o mângâiere, știind că plecăm din lumea aceasta și nu plecăm așa în neant, în nimic, da? De asemenea, cerul nu este un loc plictisitor, cerul este un loc împlinitor. Avem tot fel de glumițe pe seama cerului. Și ne imaginăm cumva cerul ca fiind așa un loc în care o să stăm pe un norișor cu o harpă în mână și o să cântăm toți la harpă. Dar nu este reală ideea aceasta. N-ați auzit oameni care spun, nici nu măcar nu vreau să merg în cer, pentru că cred că e plictisitor. Iadul pare a fi mai interesant decât cerul. Dar nu este așa, Biblia nu îl prezintă așa. Tot C.S. Lewis spunea că nu are rost să vă îngrijorați din pricina glumițelor care încearcă să ridiculizeze speranța creștină cu privire la cer, spunând că ei nu vor să-și petreacă veșnicia cântând la harpă. Da? În cer va exista creștere, dezvoltare, îmbogățire. Se pare că ne vom recunoaște unii pe ceilalți. Sigur, vom avea trupuri diferite. Nu vom avea aceleași trupuri pe care le avem acum. Nu știm cum va fi exact. Biblia nu ne spune 100% exact. Oricât de mult ar vrea unii să pară că știu toate răspunsurile, nu le știm pe toate. Dar se pare, din ceea ce citim în Biblie, că ne vom recunoaște și în funcție de personalitățile noastre. E important aici nu doar să fie o persoană instagramabilă pe exterior, să arăți bine, ci să fii un om bun de treabă când o să ajungi în cer, cei de acolo să te recunoască, mă, ăsta
îl recunosc după bunătatea lui. Îl recunosc pentru că, iată, tu trebuie să fii, pentru că ești un om foarte, foarte bun. Da? Dumnezeu va completa cele mai adânci dorințe ale noastre. Vom experimenta împlinirea capacităților pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Nu eu, ci cercetătorii spun că aici pe pământ ne folosim creierul doar așa, într-o proporție de aproximativ 10%. Poate în cer, unii cred că nici atâta nu-l folosesc, dar în cer poate se dechează și ceilalți 90%. Și vom avea parte de anumite capacități la care acum nici măcar nu putem să ne gândim. În cer ne vom întâlni unii cu ceilalți. De aceea există speranță. De aceea nu trăim în lumea aceasta crezând că totul este doar pentru aici și acum. Iată că trecem prin momente grele, dar avem în noi această speranță că într-o zi ne vom putea reîntâlni cu cei dragi care unii au plecat mult prea repede înaintea noastră. O altă binecuvântare cumplită de grea pe care am avut-o în urmă cu o lună la BBSO a fost când au venit 4 familii la binecuvântare și fix în aceeași zi, în timp ce noi aveam binecuvântare, o altă familie își înmormântau bebelușul de 3 zile. Ce să le spui? Ce să predici? Ce să spui în momente ca și acestea? Și adevărul este că nu avem cuvintele la noi. Și poate nici nu ar trebui să spunem foarte mult. Dar ceea ce ar trebui să știm în astfel de momente este că nu trăim, nu, lumea aceasta nu este doar o lume a vieții. Lumea vieții este dincolo de lumea aceasta. Și poate că este fix invers față de cum ne gândim noi. Poate că asta e lumea morții. Și când plecăm din lumea aceasta, cerul de fapt este lumea vieții adevărate. E așa. Cerul este locul prezenței lui Dumnezeu. Care Dumnezeu zice, El este, ce frumos spune aici în versetul 3, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Slavă Domnului pentru asta! Vă amintiți când Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu, să-i vadă slava și Dumnezeu a zis, Moise, vrei să-mi vezi fața mea, dar nu se poate lucrul acesta. Voi face să treacă slava mea pe lângă tine, dar nu poate un om să îmi vadă fața și să trăiască. Iată că în cer vom avea parte de această prezență specială a lui Dumnezeu. Te vei uita la El și vei spune, Doamne, Tu ești stânca mea, Tu ești mântuirea mea, Tu ești răscumpărătorul meu, ești neprihănirea mea, ești tot ceea ce îmi doresc eu. Ești Dumnezeul meu. De aceea, dragilor, cerul, eu cred că nu este doar un mit. De aceea avem această speranță. Și acum, la final, întrebarea este următoarea. Cum pot ajunge în cer? Dacă există cerul, dacă nu este doar un mit, momentele grele ale vieții, avem cumva în noi această speranță, dacă avem în noi această tânjire după ceva mai bun, cum putem ajunge acolo? Și răspunsul este simplu, în cer nu merg oamenii buni, ci în cer merg oamenii iertați. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin ce? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Iată că nu ajungem în cer prin faptele pe care noi le facem. Desigur, suntem încurajați să facem fapte bune. Dar nu faptele noastre bune ne vor duce în cer. De ce? Pentru că nu prea știm ceea ce este bun în lumea aceasta. Ceea ce mai de mult era bun. În urmă cu 50-100 de ani, sclavia era considerat un lucru bun. Astăzi, iată că este un lucru rău. De aceea nici măcar nu putem să definim foarte bine ce-i acel bun de care avem nevoie sau pe care avem nevoie să-l facem ca să ajungem în cer. Plus că Biblia spune că nu este nici un om care să facă binele, nici unul măcar. Și nu vreau să vă jignesc cu versetul acesta, dar adevărul este, oricât de simpatici părem când venim la biserică, atunci când suntem împreună, totuși, iată că vreau să fac binele, zice Pavel, dar ce se ține lipit de mine? Răul, voi ați pățit asta vreodată? Eu cam de 2-3 ori pe zi.
Nu, când aș vrea să fac ceea ce este bine, dar iată că de atâtea ori răul se ține lipit de mine și Dumnezeu n-a venit așa să ne facă un update la versiunea noastră aia veche și să ne dea o versiune 2.0. El a știut că suntem oameni înclinați înspre rău, care alergam înspre păcat, alergam înspre pierzare, alergam înspre lucrurile rele din viața noastră și l-a știut că nu avem nevoie de un update așa ca și la telefon, ci noi avem nevoie de un mântuitor care să ne arate calea spre cer. De aceea Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Eu vă pregătesc un loc, dar eu sunt calea, prin mine puteți ajunge în cer. Pentru că dacă am ajunge prin fapte bune, ce procentaj trebuie să facem? 50-70%? Cât este suficient ca să ajungem în cer? Sau poate că dacă mergem, mulți își imaginează că ajungem acolo luând faptele bune, Dumnezeu le pune pe alea bune pe o balanță și pe cele rele pe altă balanță și încotro înclină balanța. Dar câți ați vrea să fiți judecați în felul acesta? La modul cel mai sincer și cel mai serios. Câți dintre voi ați vrea ca Dumnezeu să... Câți dintre noi, la câți balanța s-ar înclina în direcția bună? Și dacă asta e judecata pe care o vom primi când plecăm din lumea aceasta, dacă la un anumit punct al vieții tale, să zicem pe la 60 de ani, îți dai seama, ok, trebuie să fac fapte bune, dar îți dai seama că nu mai ai timp suficient, că s-au adunat așa de multe cele rele de pe partea balanței, încât și dacă faci în fiecare zi, până, nu știu, la 90 de ani numai fapte bune, nu poți să compensezi cu cele rele. Așa ajungem în cer? Sau... Mai mult decât atât, dacă toată viața te-ai străduit și ai fost un om cum se cade, și ai fost bun, și ai arătat dragoste celor din jurul tău, și ți-ai făcut datoria față de oameni și față de Dumnezeu, dar în ultimul moment al vieții tale ești la volan, îți taie cineva calea, spui o jurătură, o intrat în tine, ai murit și ai ajuns în cer și ai ajuns cu ultima faptă, a fost rea și n-ai putut să faci una bună ca să compenseze. Ce te faci? Iată că nu ajungem acolo. Slavă Domnului că nu ajungem pe baza faptelor noastre bune, că putem să ratăm cerul la musteață în felul acesta. Vă amintiți tâlharul de pe cruce? El toată viața, balanța lui, dacă îl punea ce a făcut el toată viața pe balanța lui, ce-ar fi avut? Numai fapte rele, nu-i așa? Și în ultimul moment face și el o faptă bună. Și zice: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și omul acesta are parte de un moment de cercetare. Și Dumnezeu îl cercetează. Și ce îi spune Iisus? Mă, îmi pare rău pentru tine. Toată viața numai rău ai făcut și nu, eu nu pot să umblu la balanță. Nu pot să umblu cum umblă oamenii la cântarul de la piață. Îmi pare rău, nu pot să fac lucrul acesta. Și dacă, uite, nu mai ai timp, omule, ești în criză de timp. Că dacă ai mai avea timp, dar vezi că te stingi aici lângă mine ca o lumânare. Și n-avem cum să compensăm pentru cele două. Asta îi spune Iisus. Iisus se uită la el, la balanța lui plină de păcate, și se uită la omul acesta și îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai. Slavă Domnului pentru asta. Iată, El este calea spre cer. De aceea, dragilor, în lumea aceasta, cum este ea, cu zile bune, zile mai puțin bune, te chem să-ți pui încrederea ta nu într-un om, nu într-o biserică, ci în Hristos. Pentru că iată că și atunci când viața este grea, când știi că ai ceva de care să te ții, când știi că ai o stâncă tare pe care poți să stai, în momentul acela Dumnezeu este Cel care pune în tine această speranță. De aceea, iată că la final putem concluziona că cerul este un loc real, că cerul există, pentru că Dumnezeu există, datorită învierii lui Hristos. Pentru că există noi această tânjire. Iată că putem ajunge în cer prin Hristos. Și iată, dragi frați și surori, că moartea și suferința nu au ultimul cuvânt în lumea aceasta. Slavă Domnului! Nu au ultimul cuvânt. Spune Pavel în 1 Corinteni 15, 54 și 55: când ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris: moartea a fost înghițită de victorie. Moarte, unde ți este victoria? Moarte, unde ți este boldul? Vezi, zice Cristi, iată că e printre noi. Pare victorioasă, pentru moment.
Pentru că tot Apostolul Pavel spune că noi, în lumea aceasta, în trupurile acestea, gemem ca niște corturi, zice. Trupul nostru este ca și un cort. Ați fost vreodată cu cortul? În camping, la munte, mai ales aici aveți locuri frumoase, bănuiesc că toți ați fost. Și eu am fost o singură dată și am stat o săptămână, am prins toate condițiile meteo posibile. Și am constatat, a fost și zăpadă, a fost și ploaie, și soare, și de toate. Și am constatat, cortul este un loc foarte incomod și cortul este un loc foarte fragil. Când l-a luat vântul pe sus, atunci ne-am dat seama cât de fragil este și cât de repede zboară. Și de aceea am preferat să nu mai merg cu cortul. Dar iată, spune Pavel, noi, aici pe pământ, stăm în trupul acesta ca într-un cort. Și știți ce înseamnă lucrul acesta? Că noi aici pe pământ n-ar trebui să ne simțim foarte comozi în trupurile noastre, care sunt oricum muritoare, care oricât de bine încercăm noi să arătăm sau oricât de sănătos încercăm să mâncăm și nu vă descurajez, mâncați sănătos, faceți mișcare, inclusiv cei care sunteți vegetarieni, Domnul să vă binecuvânteze, ne rămâne nouă mai multă carne. Mi-a zis odată un prieten că tu de ce nu ești vegetarian și am zis că dacă mă fac vegetarian, diferența e că într-o zi o să mor sănătos, dar mai bine să mor cu un gust plăcut în gură. Dar ideea este că în cortul acesta în care noi suntem astăzi, iată, oricât de incomod ni se pare, într-o zi, spune, noi vom fi mutați. Vom fi mutați acolo sus. Dumnezeu ne-a pregătit o casă, o casă trainică, o casă cerească. Și iată că Dumnezeu este Cel care nu ne lasă, spune că moartea, ce frumos spune, explică Pavel că moartea a fost înghițită de viață, de la învierea lui Hristos. Și tocmai de aceea, când noi plecăm din lumea aceasta, poate că nu atunci vine moartea, ci atunci începe viața adevărată. Atunci ne mutăm, dacă îți pui încrederea în Hristos, ești mutat din lumea aceasta muritoare în cerul și în raiul lui Dumnezeu. De aceea există speranță pentru fiecare dintre noi. Noi în ultimii 5 ani am construit la Oradea, am construit clădirea bisericii, am numit-o noi campusul BBSO. Și este foarte ușor de găsit, este pe centura orașului, este fix lângă cimitir, este, așa obișnuiesc eu să prezint biserica pe unde merg, când veniți la Oradea să ne vizitați, suntem pe centura orașului, la capătul cimitirului vă așteaptă speranța. Și am început biserica aceasta așa în urmă cu 15 ani. Și 15 ani n-am avut niciodată un birou al meu, n-am avut niciodată un spațiu care să fie spațiul meu de lucru, să am așa o cameră. Am stat tot prin chirii, pe unde am apucat, pe unde am putut. Și acum, în sfârșit, am ajuns să am și eu un spațiu care să fie al meu, un birou al meu. Și când l-au construit și a fost gata camera, încă nu era finisată, m-am dus să-l văd. Și m-am uitat pe geam. Și de la mine, din birou, pe geam, se vede o mare nesfârșită de morminte. Și am zis, ce priveliște frumoasă! Când am fost în Coreea, pastorul de acolo, de la Biserica Sarang, m-a dus să-mi arate clădirea, să-mi arate birourile, mi-a arătat biroul lui și era așa de mândru. Zice, uite, zice, noi suntem fix în centrul Seulului. Când te uiți pe geam, zice, la noi vezi Curtea Supremă din Seul. Și zic, când o să vin în România, te duc și eu la mine în birou. Și să vezi priveliște frumoasă. Acum, la drept vorbind, am stat și m-am gândit, care priveliște o prefer, pe a lui sau pe a mea? Și cred că o prefer pe a mea, pentru că asta îmi amintește că dincolo de momente triste, iată, astăzi plângem și suntem întristați, nu? Dar într-o zi, toți vom pleca din lumea aceasta. Și fac o mică profeție aici, peste 100 de ani, niciunul nu mai suntem prin zonă. Nici măcar copilașii aduși la binecuvântare astăzi. Plecăm cu toții. Și întrebarea este, nu dacă pleci, ci întrebarea este cum pleci din lumea aceasta.
Ești pregătit pentru asta? Ești pregătit să ai parte de cer, de locul acela minunat, de raiul lui Dumnezeu care El ți-l promite? Și nu este un mit, nu este o poveste, unde ne vom reîntâlni din nou cu cei dragi ai noștri. Mi-aduc aminte, am urmărit toată un podcast cu Lee Strobel, care este un apologet creștin, și spunea el: când a murit tatăl meu, zice, în urmă cu câțiva ani înainte să moară, am avut o discuție mai aprinsă cu el, zice, și niciodată n-am apucat să ne împăcăm și să rezolvăm problema respectivă. Și zice, am în mine așa o durere, zice, că a plecat din lumea aceasta și n-am apucat, zice, să rezolvăm problema aceasta. Dar zice el, cred că atunci când voi ajunge în cer, îl voi întâlni acolo și voi putea să discut cu el și despre lucruri nerezolvate care au rămas în urma noastră. Ce frumos! Și eu cred același lucru. Când am predicat pe subiectul acesta la Oradea, în urmă cu vreo 2 ani de zile, la final a venit la mine un pastor, prieten de-al meu, pensionar de acum, și el cu soția lui a trecut prin momente grele și dificile. Ea s-a îmbolnăvit de cancer și a ajuns în faza în care nu s-a mai putut face nimic pentru ea. Și îmi spunea el, zice, am stat lângă ea și am îngrijit-o în fiecare zi. Și zice, parcă momentele alea din finalul vieții noastre au fost cele mai frumoase. Și puteam să vorbesc liber cu ea și despre cer și despre moarte. Și la un moment dat i-am spus, zice, draga mea, eu am fost pastor și am predicat de multe ori despre moarte, despre cer, și cred, zice, că ceea ce am predicat este adevărat. Și zice, draga mea, zice, știu că va veni vremea când nu vom mai putea vorbi unul cu altul. Când tu, zice, vei fi acolo la graniță între cer și lumea aceasta. Și când vei fi acolo și nu vei mai putea vorbi cu mine. Zice, eu o să stau lângă tine și o să vorbesc cu tine. Și o să povestesc în continuare cu tine. Și o să-ți citesc în continuare din Biblie. Și știu că tu nu o să poți să-mi răspunzi. Dar zicea el, am o rugăminte la tine. Zice, când o să fii acolo și când o să vezi că ceea ce am predicat este adevărat, dacă o să mai ai putere, știu că nu o să poți vorbi, dar te rog, strânge-mă odată de mână. Eu o să te țin de mână până când vei pleca din lumea aceasta. Încearcă, zice, să mă strângi de mână. Dă-mi un semn că ești acolo, că e adevărat. Și spunea Cristi, am stat lângă ea, zice, și o țineam de mână și citeam și vorbeam cu ea și mă rugam. Și a venit vremea când ea n-a mai putut vorbi. Și știam că sunt ultimele suflări ale ei. Ea zice, înainte să-și dea ultima suflare, odată, zice, am simțit cum mă strânge de mână. Și zice, nu știu ce a fost, dar a fost o mare încurajare pentru mine. Pentru că știu că nu-i doar despre aici acum, nu este vorba doar despre lumea aceasta. Știu că Dumnezeu există, cerul există și noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui și n-am fost creați doar pentru lumea aceasta, ci pentru ceva după care tânjim și care este în fiecare dintre noi. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Dacă ești aici în dimineața aceasta, poate în inima ta există multe întrebări, există poate chiar multă confuzie. Poate niciodată n-ai avut un moment în care să decizi și să spui, Doamne, vreau să te urmez pe tine cu tot ce sunt, cu toată viața mea. Poate nici măcar ai și pus la îndoială în existența lui Dumnezeu. Și viața ta este trăită așa într-o confuzie, la voia întâmplării. Nu există niciun pilot, niciun șofer în viața ta. Parcă totul se duce așa înspre nicio direcție. Dragul meu, astăzi aș vrea să te chem la Cel care este calea, adevărul și viața. Vin înaintea lui Dumnezeu și spune astăzi, Doamne, vreau să-mi pun încrederea în Tine. Doamne, vreau să-mi trăiesc viața aceasta împreună cu Tine. Doamne, știu că nu este doar o poveste. Doamne, știu că familia aceasta care se cheamă biserica, vreau să fie și familia mea. În momentele bune să mă pot bucura, în momentele grele să plângem împreună cu cei ce plâng. Dar, Doamne, pentru o veșnicie să Te putem slăvi împreună. Și dacă aceasta este dorința Ta, cheamă-L pe Domnul astăzi și spune Domnului, Doamne, vino și schimbă și viața mea. Atinge-Te și de mine. Atinge-Te, Doamne, și de inima mea. Și dacă asta e dorința Ta, aș vrea să mă pot ruga pentru Tine.
Acolo unde ești, poți să ridici o mână, să spui: Cristi, roagă-te și pentru mine. Și eu îmi doresc această relație cu Domnul. Îmi doresc să-L urmez pe El. Oare este astăzi cineva aici care își dorește să aibă parte de această viață, să aibă parte de această, de Cel care este calea, adevărul și viața? Poate să te întorci de la păcatele tale, să te întorci de la calea ta cea rea și păcătoasă. Urmează-L pe El astăzi.